Inflația în România scade la 14,5% în martie, minus 1% față de valoarea din februarie, 15,5%. Cele mai mari scumpiri la un an, mărfuri alimentare plus 21,56%, nealimentare plus 11,06% și 10,83% la servicii. Ce impact are scăderea inflației? Mergem la Tudor Smirna, președintele Institutului Ludwig von Mises. Bun găsit, domnule! Salutare! Bine v-am găsit, domnule mulțumesc! Smirna. Prima întrebare e una obișnuită. Cum traducem această scădere în piețe? Vedem semne că BNR se oprește definitiv din majorarea dobânzii cheie? E o ipoteză plauzibilă? Pare că da, cumva. Nu știu asta. E greu de prevăzut ce va face BNR-ul. Dar vă pot spune cu siguranță că dacă este o scădere a inflației acum, are legătură cu ce a făcut în ultimul an. Respectiv, dacă ne uităm la dobânda de politică monetară, ea în martie 2022 era la 2,50% și acum este la 7%. Deci Banca Națională a crescut dobânda de politică monetară și efectul unei astfel de creșteri este că mai oprește din expansiunea creditului și din inflația făcută de atât de Banca Centrală, de Banca Națională, cât și de băncile comerciale, și asta probabil a dus la o scădere a banilor în economie, a masei monetare, care se vede într-o ușoară scădere a inflației. Vorbim de scădere de dinamica creșterii, de fapt, că ele sunt în creștere, dar că nu cresc în același ritm. Domnule Smirna, ideea ar fi în felul următor, adică avem această scădere, să ne bucurăm de ea, 1%. BNR prognozează 7% până la finalul anului, de la 14,5% la cât am ajuns acum. Aș vrea să facem și corelarea asta cu piața din America. Scade inflația acolo tot cu 1%, dar ajunge la același nivel cu politica, cu dobânda de referință, nu ca la noi unde e practic dublată. Cum vedem, am importat această scădere de inflație, ar fi un aspect, și reușim să, dacă menține BCR-ul în ritmul ăsta, adică dacă rămânem pe un platou în privința politicii monetare, reușim să ajungem la 7%, ar fi plauzibil, ar fi, știu eu, realizabil? Da. În privința inflației importate, aș zice că nu, e impropriu spus, pentru că nu există un mecanism care să ducă la astfel de efect. Mai degrabă este vorba de politici coordonate. Adică, în primul rând, s-ar fi putut spune inflație importată dacă banca noastră centrală s-ar fi comportat ca un consiliu monetar față de dolar, dar nu este cazul. Știm că banca țintește în primul rând cursul euro, deci e impropriu spus că e inflație importată, dar e adevărat că Fed, Banca Centrală Americană, a dat tonul cu aceste creșteri de dobânzi ale politicii monetare pentru a căuta exact efectul acesta de scădere a inflației sau a ratei inflației. Și din perspectiva asta, nu numai banca noastră centrală, ci și alte bănci, inclusiv Banca Centrală Europeană, au urmat tonul dat de Fed în încercarea de domolire a inflației. Economiștii spun, și tind să fiu de acord cu cei care spun asta, că băncile noastre au făcut prea puțin și prea târziu. Adică ar fi putut fi mai active în lupta împotriva inflației, pentru că este în neregulă că inflația este încă atât de mare și că a fost. Mă întrebați acum, a doua întrebare ar fi dacă, rămânând dobânda de politică monetară plafonată la nivelul existent, ce se va întâmpla cu inflația și cu dobânzile, inclusiv cu dobânzile în piață, pentru că dobânda de politică monetară nu este dobânda la care se împrumută, de exemplu, de la bănci antreprenorii. Și aici trebuie menționat faptul că sunt mai multe componente în rata dobânzii. Există această componentă, să zicem, fundamentală, dar există și componente legate de anticipări inflaționiste și componente legate de incertitudine. Dacă turbulențele care s-au arătat de curând pe piața americană și nu numai, inclusiv în Europa, știm că au fost probleme în sectorul bancar,
dacă turbulențele astea reapar la suprafață, atunci se poate răspândi o stare de incertitudine, o temere față de ce se poate întâmpla în viitor, și asta are un efect asupra ratelor dobânzii, indiferent de ce face banca centrală. Adică ea poate pur și simplu să lase ratele acolo unde sunt, ele pe piață vor fi mai mari pentru că există o componentă de incertitudine. Și la fel, legat de inflație, există o întârziere în care inflația răspunde la măsurile de politică monetară, însă e greu de spus, cred că nici cei de la Banca Națională nu pot spune cu certitudine prea mare, și asta se vede în istoricul încercării de țintire a inflației. Nu prea funcționează, adică de multe ori anticipează anumite valori ale inflației pe viitor și se vede că de fapt n-au reușit să țintească, n-au reușit să... Inflația realizată ulterior nu este în intervalul care era urmărit de Banca Națională. Deci predicțiile Băncii Naționale trebuie luate cu un dram de sare din punctul ăsta de vedere, dar sunt într-adevăr un ghidaj. Dacă spune Banca Națională că asta vrea să facă, să scadă inflația până la un nivel de 7%, atunci putem să ne așteptăm ca ea măcar să nu crească față de cum e acum, adică să ne așteptăm să fie între ce e acum și acel deziderat. Bun, poate ajungem măcar la un 10%, așa cum a fost prima estimare sau așa cum mai spun și alții analiști. Bun, mulțumim, domnule Smirna, deocamdată ne oprim aici. Despre inflație vom mai discuta, sunt convins, vă mai așteptăm la noi, mai dezbatem subiectul și cu altă ocazie. Până atunci ne luăm la revedere.